Bună ziua tuturor! Astăzi vom studia dilatarea lichidelor și gazelor. Numim dilatare fenomenul de creștere a dimensiunilor unui corp odată cu creșterea temperaturii acestuia. Dacă temperatura corpului scade, dimensiunile corpului vor scădea, fenomen numit contractare. Fenomenul de dilatare poate fi observat atât la corpurile solide, cât și la cele lichide sau gazoase. Pentru a evidenția dilatarea lichidelor, procedăm astfel. Umplem un balon cu apă colorată, pe care îl astupăm cu un dop de cauciuc prin care trece un tub de sticlă. Introducem balonul într-un vas cu apă care este încălzită de un fierbător electric, și observăm cum crește nivelul apei în tubul de sticlă, deoarece volumul apei din balon s-a mărit în urma încălzirii. Pentru a evidenția dilatarea și contractarea gazelor, procedăm astfel. Folosim un balon de sticlă gol, închis cu un dop de cauciuc prin care trece un tub de sticlă, prelungit cu un tub de plastic care intră într-un vas cu apă colorată. Introducem balonul într-un vas cu apă caldă și observăm cum aerul din balon se va dilata și acesta va ieși prin tubul de cauciuc în vasul cu apă colorată. Scoatem balonul din vasul cu apă caldă, volumul aerului se va contracta și vedem cum volumul lăsat liber de aerul care a ieșit se umple cu lichid colorat. Dacă v-a plăcut această prezentare, pe baza celor învățate aici, explicați principiul de funcționare al unui termometru cu mercur.